Emiliu Hațegan, care îi explică lui Filipe Teixeira greșeala pe care acesta a produs-o. O lovitură liberă de la mijlocul terenului pentru dinamoviști. Aici este faultul în atac al lui Teixeira în fața lui Corbu. Arată că este stăpân pe situație Hațegan și că a observat acel lucru. Mihai Popescu, mi-a plăcut mult acea incursiune a lui, acum trimite în adversar. Balonul a ricoșat la Nistor, care printr-o eschivă reușește să scoată din joc adversarul. De la Nistor pentru Sorescu, mai departe Hanca, cine promițătoarea lui. Bine Planici, accente, omul care îi sufla FCSB-ului Supercupa României din 2015, la vremea respectivă, accente juca pentru ASEA Târgu Mureș și mureșenii câștigau Supercupa.